Salutare, pariori! Pentru ziua de marți, colegii mei de pe site-ul biletuminuzilei.com au pregătit următoarele 7 pronosticuri. În această perioadă poți profita de 150 de rotiri gratuite fără depunere și fără condiții de rulaj la slotul Shining Crown. Bonusul este oferit de Las Vegas Casino, iar pentru mai multe detalii te invit să accesezi linkul din descriere. Sandhausen, Freiburg. Radu Oprea consideră că Freiburg este superioară la toate capitolele. Aceasta luptă în Bundesliga pentru o clasare pe loc de cupă europeană, în timp ce adversara ei se află pe locul 14 în Liga Secundă. Prin urmare, tipsterul nostru mizează pe un meci dominat de cei de la Freiburg și propune pariul pe minimum 2 goluri marcate de aceștia. Aloha Falkirk. Tipsterul Red spune că în această partidă se întâlnesc două echipe care marchează cu regularitate, dar care au probleme pe faza defensivă. Astfel, majoritatea partidelor pe care le-au disputat s-au încheiat cu 3 sau mai multe goluri marcate. Pe acest scenariu mizează și tipsterul nostru, așa că alege pariul de peste 2,5 goluri. Detroit Red Wings, Edmonton Oilers. Andrei Cinculescu spune că la acest meci se întâlnesc două echipe care practică un hockey ofensiv, ambele marcând în medie peste 3 goluri per meci. Ultimele două confruntări directe s-au încheiat cu cel puțin 6 goluri marcate, așa că tipsterul nostru mizează pe același scenariu și alege pariul de peste 5,5 goluri. Frankfurt-Darmstadt. În opinia lui Johnny, Frankfurt este una dintre cele mai bune echipe din Bundesliga și, ținând cont că va întâlni o echipă din eșalonul inferior, este clar că pornește din postura de mare favorită. Diferența dintre cele două echipe este semnificativă, așa că tipsterul nostru mizează cu încredere pe unul solist. Wade ne aduce în atenție duelul din Liga Campionilor la basket dintre AEK Atena și Limoges. Tipsterul nostru spune că formația din Atena este favorită clară și ar trebui să domine acest meci. Prin urmare, pronosticul lui merge pe victoria celor de la AEK Atena. Fleetwood Sheffield Wednesday. După ce a reușit să o elimine pe Newcastle, Sheffield va fi foarte motivată pentru a trece de o echipă mai slabă, precum Fleetwood. Forma celor de la Sheffield este foarte bună, în timp ce adversarii lor au ajuns la 4 înfrângeri consecutive, așa că tipsterul nostru propune pariul pauză sau final 2. Sheffield United – Wrexham. Tipsterul Alex spune că diferența dintre cele două echipe este uriașă în favoarea lui Sheffield United, așa că ar trebui să vedem un meci controlat clar de aceasta. Prin urmare, tipsterul nostru mizează cu încredere pe unul solist. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletuminuzilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.